A General Theory of Natural Differences a fost publicat în Transactions of the American Mathematical Society în 1945. De atunci s-a observat că teoria categoriilor este un general framework pentru a îngloba cam tot ce se întâmplă în matematică. Toate noțiunile din matematică pot să le reprezint, dacă vreau să vorbesc despre ele la un nivel global, în teoria categoriilor. Dar nu mai în matematică. Și în fizică, mai ales în fizica cuantică, se poate întâmpla acest lucru. Și în logică. Și nu în ultimul rând, în informatică. Sau cum îmi place mie să-i spun, în computer science. Nu știu ce termen se folosește în comunitatea informaticienilor sau programatorilor, dar eu o să-i spun așa, computer science. Iar am pus acum pe tablă imaginea unui informatician de la Oxford, care în urmă cu mai bine de 20 de ani și-a dat seama că poate să aplice concepte din teoria categoriilor în informatică și chiar a și scris un articol pe această temă intitulată Categorical Manifesto, pe care îl recomand să-l știți, disponibil pe internet, în care încearcă să motiveze ce folosește și la ce e bună teoria categoriilor folosită în informatică. Ok, sper ca astăzi să pot să vă dau și o intuiție. Resurse sunt foarte multe, iar în momentul în care m-am apucat să fac prezentarea, mi-am pus întrebarea despre ce o să vorbesc astăzi. Am zis, ok, începem cu definițiile generale. Ceea ce e o categorie, ceea ce e un functor, exemplificăm, dar mai departe ce mai fac? Pentru că, spre surprinderea mea, în momentul în care am pus să fac prezentarea, am văzut că sunt imens de multe direcții în care aș putea să mă duc. Iar cele 40 de minute disponibile pentru tot nu o să mi ajungă ca să acopăr toate acestea. Așa că m-am oprit numai la o aplicație a categoriilor în computer science, și anume noțiunile de algebre și coalgebre. Vă sunt aceste noțiuni familiare? Bine. Dar deocamdată, hai să începem. După cum am spus, încep cu definiția. Fiind de formație matematician, vă rog să-mi scuzați uneori limbajul mult prea formal. Sunt obișnuită, începem de definiție, exemple, teoreme, propoziții, nu o să fie foarte multe. Deci, mai multe exemple, iar tot ceea ce vreau să formulez la un nivel formal, voi încerca să-l păstrez simplu și la obiect. Ok. Deci, ceea ce e o categorie? O categorie constă dintr-o mulțime de obiecte pe care le voi reprezenta litere mari, A, B, C și așa mai departe, o mulțime de săgeți și o corespondență prin care asociez fiecarei săgeți două obiecte, numite domeniu și codomeniu. Săgeata o să o reprezint astfel. Dacă m-aș opri aici, o să-mi spuneți, păi ăsta e un graf. De ce noi spun noduri și spun obiecte, de ce spun săgeți și nu spun aici? Pentru că o categorie spre deosebire de un graf are ceva. Pentru fiecare obiect, are o săgeată specială numită identitate. În teoria grafurilor, ea spune bucla. Și, în plus, mai există o operație parțială de compunere a acestor săgeți. De ce spun parțială? Pentru că două săgeți F și G nu pot fi compuse decât dacă codomeniul primei ar coincide cu domeniul celei de-a doua. Astfel încât să avem o asemenea situație, iar prin compunere se creează o nouă săgeată notată G compusă. Bun. Pot să fac acest lucru într-un graf? Dacă compun două arce într-un graf, ce obțin? Un drum sau o cale. Ei, deci categoria e structura mai bogată. Ce avem până acum? Avem obiecte, avem săgeți, avem o săgeată identică pentru fiecare obiect și o operație de compunere. Nu e suficient. Trebuie să impun și două proprietăți. Care credeți că vor fi acestea? Ce vă spune acea operație de compunere? Vă reamintește de ceva din liceu sau funcție? Așa, compunerea funcțiilor. Și aceea, ce proprietate? Asociativitate în tocmai. Deci, compunerea săgeților trebuie să fie asociativă. În ce sens? Dacă F și G și H sunt trei săgeți, și poate ar fi mai ușor dacă am gândit aceste săgeți ca fiind niște programe.
pe care trebuie să le execut într-o anumită ordine. Mai întâi F, apoi G și apoi H. Pot să execut mai întâi F și apoi H și G și rezultatul este H compus cu G, totul compus cu F, sau pot să fac G compus cu F și apoi H, dar rezultatul final, output-ul, e același. Iar cea de-a doua proprietate este invarianța la compunerea cu săgeata identică, fie la stânga, fie la dreapta. Și ca să revin la comparația cu programele, F e un program arbitrar, iar gândiți-vă la săgeata identică ca fiind un program de genul Duna. Fie că nu fac nimic și apoi execut programul F, fie că mai întâi execut programul F și nu fac nimic, rezultatul e același. Am făcut F și atât. Nu s-a modificat. Ok. Și acum trecem la exemplu. Exemplul tipic de categorie e categoria moțiilor, în care obiecte sunt moțiuni, săgețile sunt funcții. Și asta ar trebui să corespundă intuiției voastre. Dar cu o mică observație. Am spus că obiectele formează o mulțime. Aici avem o problemă. Nu există noțiunea de mulțime a tuturor mulțimilor. După cum știți, conduce la un paradox. Ceea ce înseamnă că pot să definesc pentru categorii mici, în care obiectele formează o mulțime, și categorii numite mari sau largi, în care obiectele sunt clase sau universuri. Dar acestea țin de fundamentarea teoriei mulțimilor și nu intrăm în detalii. Deocamdată ne mulțumim cu faptul că știm ce sunt acele mulțimi, știm ce sunt funcțiile între mulțimi, știm să le compunem funcțiile și iar funcția identică lasă orice element al mulțimii pe loc. Ok. Ce alt gen de categorii putem avea? Păi fiecare mulțime poate avea o structură adițională. Am pus pe tablă exemplul categoriei monoizi. Ca obiecte avem monoizi. Ce sunt acele monoizi? Mulțimi cu o operație binară și nu simetrică, doar asociativă și așa numitul element neutru. În Haskell avem clasa monoizilor, care e formalizată prin cele două operații mAppend și mEmpty. mAppend reprezentând operația binară, iar mEmpty este elementul neutru. Iar pe ultimele rânduri sunt exemplificate în Haskell cele trei proprietăți pe care trebuie să le satisfacă operația. La compunerea cu elementul neutru nu se întâmplă nimic, nici la stânga, nici la dreapta, și operația este asociativă. Ok. Ne întoarcem la definiția categoriei. Asta a fost doar o paranteză. Dacă obiectele sunt monoizi, care vor fi săgețile? Monoizi înseamnă mulțime cu structură. Dacă e mulțime, atunci săgeata va fi funcție care păstrează structura. În terminologia matematică, homomorfism de monoizi. Ca identitate, morfism, funcția identică și compunerea uzuală a funcției. Așa cum am pus pe tablă exemplele, exemplu categoriei monoizelor, putem să avem categoria laticilor, categoria grupurilor, algebrelor booleene și așa mai departe. Toate structurile pe care le întâlnim în matematică pot fi categorificate. Ok, hai să mai vedem și alte exemple. Nu trebuie să rămâneți cu ideea că într-o categorie obiectele sunt mulțimi. Nu sunt neapărat mulțimi. Pot să fie orice altceva. Și am luat exemplul unei mulțimi ordonate. Ai o mulțime A, o relație de ordine pe ea. N-am nevoie de toate proprietățile unei relații de ordine, am nevoie numai de două dintre ele. Reflexivitatea, care îmi spune că orice obiect este, poate fi comparat cu el însuși, și tranzitivitatea. În aceste condiții, dacă fiecare element al mulțimii poate fi văzut ca un obiect, iar săgețile între obiecte sunt date efectiv de existența unei relații de ordine. Cu alte cuvinte, între două obiecte, ori am o săgeată, ceea ce înseamnă că ele pot fi comparate, ori n-am niciuna. Așa. Deci e o categorie cu foarte multe obiecte, dar cu puține săgeți. Un al doilea exemplu, merge în direcția opusă. N-am foarte multe obiecte, doar unul singur. Dar în schimb am foarte multe săgeți. Câte una pentru fiecare element al monoidului. Și amintiți-vă că elementele monoidului se pot compune. Deci am o operație de compunere pe săgeți. Amintiți-vă că monoidul vine înzestrat cu un element neutru. Deci am și o săgeată identică. Și asta e categorie. Ok. Ca să nu rămânem prea mult în domeniul matematic, mai avem un exemplu.
din Hasna. Și anume, i-am spus categoria Hasna. Da, Hasna, în care obiectele sunt tipurile Hasna. Integral, caracter, bulean și așa mai departe. Cu o mică observație, în Hasna am senzația că ele sunt definite cu un element undefined, toate tipurile. Și pentru a putea defini propriu-zis această categorie, trebuie să facem abstracție de ele. Gândiți-vă la ele ca fiind tipuri, dar fără bottom. Iar săgețile sunt funcții Haskell. În Haskell avem implementată funcția identitate, o funcție de tip polimorfic care merge pentru orice tip. Și de asemenea avem implementată și compunerea funcțiilor, scrisă în stil Cali. Preia o funcție de la B la C, funcția G, preia o funcție de la A la B și returnează compunerea acestora. Ok, ce tipuri putem să avem? Le-am menționat mai devreme. Int, char, dar dacă mă interesează listele sau main, pot să mai spun că acestea sunt tipuri? Mai degrabă sunt constructori de tipuri. Dacă le întreb pe Haskell ce kind au, o să-mi dea star, săgeată star. Nu star. Ok. Dar, în schimb, listele de tip integer sau liste sau maybe bool, acestea au kind of star. Deci sunt acceptate ca obiecte în această categorie. Bun, și pentru că am spus că maybe e un functor, hai să vedem ce înseamnă un functor. Functorii, dacă vreți, sunt mapări între categorii. Ce e o categorie, de e altă categorie. Dar o categorie constă din obiecte, din săgeți, are operație de compunere și are săgeata identică. Un functor trebuie să respecte toate acestea. Mai precis, fiecărui obiect din categoria C îi corespunde un obiect pe care l-am notat cu FDA din categoria D. Fiecărei săgeți din categoria C îi corespunde o săgeată din categoria D cu păstrarea domeniului și a codomeniului. Astfel încât identitatea e mapată în identitate, iar compunerea se respectă. Dacă pot să fac G compus cu F în categorie, prima categorie, atunci o să fac F de G compus cu F de F și mai mult, ups, sorry. Rezultatul este F aplicat compunere. Bun. Ce se întâmplă la Haskell? Din nou revin aparat. Functorii sunt constructori de tipuri. Haskell are predefinită o clasă functori. Ok. Deci, aici vă rog să-mi scuzați limbajul. Dacă fac niște afirmații un pic eronate. Clasa functor vine cu operația fmap, care îmi spune ce se întâmplă pe funcție, adică pe săgeți. Fmap are proprietatea că duce identitatea în identitate și păstrează componente. Exact diagrama pe care ați văzut-o mai jos se reflectă în aceste. Și acum hai să vedem exemplu. Primul exemplu e la din matematică. Mai țineți minte ce înseamnă mulțimea părților asociată unei mulțimi? Mulțimea tuturor submulțimilor acelei mulțimi. Dacă aș lua să zicem o mulțime finită, A, cu N elemente, câte submulțime are A? 2 la N. 2 la N. N factorial sunt mulțimea funcțiilor bijective sau permutării. Ok. Nu contează. Ideea e că pot să fac această asociere pe mulțimi. Fiecare mulțimi A îi asociez mulțimea părților. Mai interesant e că pot să continui asocierea și pe funcții. Astfel încât dacă F e o funcție de la A la B, pot să construiesc o funcție între mulțimile de submulțimi care duce o submulțime în imaginea directă. Ok, ăsta e un functor. Un al doilea functor, poate un pic mai familiar, este functorul listelor. Din nou, merge din set în set, duce orice mulțime A în mulțimea listelor finite de elemente din A. Iar la nivelul săgeților, cred că știți mai bine decât mine ce face acest functor. Nu e altceva decât funcția map din Haskell. Deci, lista vidă. Lista vidă. Iar unei liste de elemente din A, A, 1, A, L, îi aplică funcția F pe fiecare element și apoi returnează lista rezultat. Am aflat ce sunt categoriile și functorii. Cum stăm cu timpul?
Ok. Acum trecem mai departe, la noțiunea de algebră și coalgebră. Ce vă spune noțiunea de algebră? O chestie foarte abstractă. Da? Bun. În matematică, termenul de algebră reprezintă generic o mulțime înzestrată cu operații sau cu mai multe operații care trebuie să satisfacă anumite proprietăți. De exemplu, monoidul e o algebră, latice e o algebră, grupul e o altă algebră și așa mai departe. Ei, în computer science, noțiunea de algebră, dacă vreți, e o categorificare a ideii de program sau de proces sau de mașină. Iar în momentul în care rulez un program, pe mine mă interesează mai mult. Dacă mă interesează corectitudinea programului, atunci am nevoie de ceea ce se numește algebră inițială și de posibilitatea de a face un raționament prin inducție. Dacă mă interesează rezultatul programului sau ceea ce pot să observ în urma rulărilor repetate ale programului, atunci am nevoie de noțiunea de coalgebră, mai bine zis coalgebra finală și raționamente prin coinduție. Noțiunea de algebră inițială a fost împrumutată din teoria categoriilor în computer science destul de long time ago. Primul articol despre tema aceasta a fost tot de Gauguin în anii 70. După aceea, o întreagă literatură s-a dezvoltat pe această temă. Deci a fost nevoie și de noțiunea duală, de coalgebră. Pentru că sunt situații în care ce mă interesează nu sunt neapărat construcțiile pe care pot să le fac, ci observațiile pe care le vreau să le observ, comportamentul acelui program. Și asta o să vedem un pic mai încolo, că se poate realiza foarte bine prin coalgebra finală. A durat ceva până când a prins și ideea de coalgebra în computer science. Primul articol pe această temă, după cum vedeți în referință, e scris mai bine de 10 ani mai târziu. Dar acum pot să spun că ambele, și algebra și coalgebrele, sunt la fel de intens utilizate. Ok. Bun. Ceea ce au algebra. Din nou încerc cu o definiție pur formală. E simplă. Nu trebuie să vă... Nu să vă speria, ci să vă retrageți mai departe. Am nevoie de un functor. Dar atenție. Functorul acesta trebuie să aibă aceeași categorie și ca domeniu și ca codomeniu. Deci plec de undeva și ajung tot acolo. Se mai numește și endofunctor. Iar o algebră este un obiect A, care vine împreună cu săgeată, din F de A în A. În cauza asta am nevoie ca F să fie endofunctor, ca să aibă sens această săgeată. Bun. Iar după cum e obiceiul în matematică, mai cum în teoria categoriilor, odată ce am definit o nouă structură, vrem să vedem cum pot să mapez această nouă structură. Am noțiunea de morfism de F algebră. Ok, ce poate fi acesta? Aduceți-mă aminte că F algebră e un obiect și cu o săgeată. Am două obiecte, A și B, fiecare cu săgeata lui. Cum pot să construiesc un morfism în categoria C? Păi în categoria C avem săgeți. Hai să luăm o săgeată, fi de la A la B. Păi dacă am luat o săgeată fi de la A la B, atunci mă folosesc de faptul că F e functor. Mapează nu doar obiectele, ci și săgețile și obțin o săgeată de la F de A la F de B. Iar cerința pe care o să o impun e ca, indiferent cum mă deplasez de la F de A în B, fie mai întâi orizontal, apoi vertical, fie mai întâi vertical, apoi orizontal, rezultatul să fie același. Cu alte cuvinte, aceste două compuneri de săgeți trebuie să fie egale. Ok, și acum avem obiect, algebra. Avem săgeți între ele, morfisme de face. Ce facem cu ele? Le organizăm într-o categorie. Și mai mult, cum putem să legăm această categorie de categoria inițială? Păi pur și simplu uităm că sunt algebre. Și le tratăm din nou ca fiind obiecte. Uităm că morfismele de F algebre sunt morfisme și le tratăm ca săgeți. Și gata. Și de cele mai multe ori, dacă functorul F e nice enough, pot să construiesc un functor și în direcția respectiv inversă, care îmi produce de la orice
din orice obiect C, așa numita F-algebră liberă peste acel obiect. Bun. Exemplu. Pornesc cu următorul punct, din set în set, care asociază fiecarei mulțimi A, aceeași mulțime la care am adăugat un element suplimentar. Aici, 1 reprezintă o mulțime generică cu un singur element. Iar plus se referă la reuniune disjunctă. De ce scriu reuniune disjunctă și nu reuniune? Vreau să mă asigur că acel element pe care îl pun nu e în mulțime. Ok. Acest functor pot să-l modelez în Haskell în felul următor. Primei. Elementul generic pe care îl adaug e nothing, iar elementele lui A le regăsesc cu eticheta aceasta în față. Iar pe Mabel văd că e functor tocmai prin declarația functor maybe și prin acțiunea lui fmap. Ce face? Mapează pe nothing. Iar dacă am o listă, n-am ajuns la listă. Dacă am un element de tipul just x, aplic pe f lui x și returnez just x. Ce vroiam noi? Vroiam f algebră. Da. Ce poate fi o F-algebră? Păi amintiți-vă că suntem în categoria set. Obiectele sunt mulțimi, săgețile sunt funcții. O F-algebră atunci o să fie mulțime. Împreună cu o funcție din F de A în A. Dar F de A e 1 plus A. Cum pot să construiesc o funcție de la o mulțime plus un extra element la mulțimea respectivă? Păi am nevoie de două informații. Mai întâi, un element din acea mulțime pe care l-am notat generic cu init și o funcție din mulțime neansă. Și acum pot să vizualizez acest element ca fiind, dacă vreți, ceva de început, o stare inițială, iar next e deja o funcție de tranziție. Ce am obținut? Că o F-algebră nu e altceva decât un sistem dinamic. Plec cu o stare inițială și știu cum realizez tranziții. Ok. Dacă m-am lămurit ce înseamnă F-algebră pentru acest functor, să-mi spuneți ce înseamnă un morfism de F-algebră, înainte să apăs eu pe buton. Păi ce ar trebui să fac? Să păstreze structura. Ce structură avem? Stare inițială și tranziții. Cu alte cuvinte, un morfism de F-algebră duce starea inițială. Bun, acum am folosit un overloading pentru notation, pentru notații și am notat la fel și pentru A și pentru B starea inițială și tranzițiile. Deci duce starea inițială și respectă tranzițiile. Dacă în sistemul A fac un pas, atunci în sistemul B trebuie să fac un pas. Iar pasul unde mă duce? Exact în imaginea Pifi a succesorului respectiv. Ok. Complicăm un pic. Exemplu. Deci, voi lua același functor și îl mai lungesc un pic. Da, pentru acest al doilea exemplu, o să vă rog să îmi permită să fac o schimbare de notație. Deci, parametrul generic X va reprezenta obiectul, adică mulțimea, iar A va fi o mulțime fixată de caractere, de input-uri, de etichete. Am vrut să schimb notația pentru că A-ul acesta e folosit la modul general pentru așa ceva. Gândiți-vă la A ca fiind un alfabet sau la o mulțime de input-uri. Bun. În Haskell, același functor, nu știu dacă are un nume special, i-am spus mai functor, poate fi modelat în felul următor. Mulțimea cu un singur element 1 se regăsește în din. Mulțimea perechilor AORX înseamnă produsul cartezian între cele două mulțimi A și X. Cu alte cuvinte, mulțimea perechilor în care prima intrare e din A și a doua intrare e din X. Iar pe acestea le regăsim aici prin constructorul cons de A și X. Cum realizez mai functor? Ca un functor și nu doar ca un tip de date? Păi prin declarând cum acționează fmap. Fmap îl duce pe nivel 1, adică nu o să pe loc, iar de îndată ce am o etichetă din A și un element din X, aplică F pe X, lasă eticheta în pace și construiește perechi. Ce va fi o F-algebră? Păi din nou, dacă am nevoie de o funcție din 1 plus A ori X din X, asta se desface două. O funcție din 1 în X și
poate am trecut un pic mai prea repede mai devreme. Ce înseamnă o funcție de la o mulțime cu un element la o mulțime arbitrară? Ce face funcția? Păi duce unicul element în ceva. Acel ceva e ce mă interesează. În această cauză am scris pe init sub două forme. Fie sub o formă de funcție, dacă vreau să formalizez pur matematic, fie conceptual sub formă de element al mulțimii. Iar cea de-a doua funcție pe care am intitulat-o ca în exemplul precedent, next, ce deosebire face? Domeniul său include și mulțimea A de input-uri sau de etichete. Cu alte cuvinte, pot să o văd ca o funcție de tranziție, dar trec dintr-o stare în cealaltă numai după ce primesc un input. Cu alte cuvinte, aș putea să-i spun un automat determinist. S-ar putea să protestați că mă spuneți că automatele n-au doar stare inițială și tranziție. Ce mai au? Stări finale. Au. Și așa mai departe. Ei, din păcate, pe acestea nu le putem modela cu noțiunea de F algebră. Dacă vreau să modelez așa ceva, trebuie să mă mut pe cazul dual de coalgebră. Deocamdată, hai să ne mulțumim cu acest model simplist. Și să vedem ce face un morfism de F-algebră. Păi deja aici n-ar trebui să mai fie nicio surpriză. Duce starea inițială în starea inițială, iar de îndată ce sunt într-o stare X și realizez o tranziție la primirea inputului A, în cel de-al doilea automat, trebuie să se întâmple același lucru. Fi de X primește același input A și unde se duce în starea următoare, care trebuie să fie imaginea fi de next de A și X. Întrebarea. Acum unde scriem next e a x x, deci a cu x, da. Și se duce doar în x, în f, x, fie tot, să ducă tot în a de a și x, la next. Ok, deci aici, bănuiesc că aici te referi. Nu, nu, sus la definiție, sus. Acolo, deci primește a și x, da. Și duce doar în x, cumva da. Uită pe a. Da, n-am spus nimic de output. E numai funcția de tranziție care modifică stările. Dacă vreau să modelez output-ul, respectiv stări finale sau stări acceptoare, sau cum vreți să le spuneți, nu mai pot să mai fac asta cu noțiunea de F algebră. Și cumva faptul că omitem spune că nu facem nimic, pentru că acolo unde e implementată la un morfism de F algebră, acolo un next include au. Întotdeauna. Ok, hai să încerc să mai explic o dată. Deci, un automat așa cum poate v-ați întâlnit cu el în teoria automatelor, arată în felul următor. O mulțime de stări, o stare inițială, niște tranziții. Și acum, în funcție de tipul tranzițiilor, putem să-i spune automat determinist sau non-determinist. Și o mulțime de stări finale. Ok, stările finale, respectiv automatele, nu le pot modela aici. Dacă vreau să fac diferența între automat determinist și non-determinist, trebuie să modific tipul functorului. Acest functor pe care îl vedeți aici, f de x egal cu 1 plus a over x, trebuie să mai capete ceva. Întrebarea lui Ionut se referea la tranziții. Tranzițiile sunt în felul următor. Suntem în automatul x, să zicem. Iau o stare x mic, primesc un input, trec în next de a și x. Fac translația de la automatul x mare în automatul y mare. Starea x mic se duce în starea fi de x. La primirea aceluiași input A, ajung în next de fi de x. Dar condiția pe care o pun acolo e ca next de fi de x să fie tocmai imaginea prin fi a lui next de a și x. Ok? Deci asta trebuie să spun. Bun. Mai sunt întrebări? Da, deci astea sunt problemele mele de notație. De obicei, literele mari în matematică se folosesc pentru mulțimi, iar literele mici pentru elemente. Ori eu am vrut să păstrez aceleași litere ca să fie cât de cât similitudinea cu definiția functorului. X-ul din partea dreaptă de jos este același cu X-ul din partea stângă de jos, dar nu e același cu X-ul de sus. Poate trebuie să le notezi.
aplicația AIT? Se aplică pe o variabilă sau pe o valoare din tipul respectiv. Ok. Deci asta e un deficit aplicației. Mai e impact să fie scrisură pe unde? Da. V-ul, Y sau ce așa. V de tipul X. Ceea ce vă zic, dar este că acum sunt să și unde să le fac nici eu nu prea are sens. Pentru că dacă au atât da, și nu apare în definiție, poate să-i dau un nume oarecare. Ca definiția aia, trebuie să fie la limbare, să se fie data pe funcție X, greu, balanceze X, greu. Tocmai ce atunci apare abinductor și complicam o prinotație. Ok, deci dacă vreți să puneți slide-urile astea undeva pe un site ca să le poată descărca toată lumea, o să fac o corectură. O las în zi. Să scap de aceste... Dar pentru că mi-e greu să nu înțeleg, dar o să înțeleg. Ok. Ha, deci, hai să ne gândim la acest A aici. Cel va fi infinit. Okay. Iar A-ul de jos e o valoare de divit. Okay. Da. X-ul de sus este echivalitar, parametrul mai mult. Iar X-ul de jos e o valoare de deci, după cum spuneam, ți le primiți da. În varianta... Ok, bun. Aha. Reiau functorul. Am șters toată partea de fmap ca să puteți să-l vedeți mai bine. Și acum, dați-vă un pic ce se întâmplă dacă în loc de my functor x și în loc de x pun, să zicem, list. Are sens această definiție? Pot să spun că este o definiție recursivă a tipului de date liste de elemente din X? Ok. Deci vă rog să fiți indulgenți la micile erori de acest gen. Cu alte cuvinte, ce îmi spune mie această formă? Că listele de tip X pot fi realizate ca un punct fix al functorului de mai devreme. Și asta nu e o întâmplare. Listele sunt, de fapt, ceea ce se numește o algebră inițială. Și acum mă întorc chiar la partea formală, de definiție. Pentru un functor, o algebră inițială e o algebră, deci trebuie să vină împreună cu o săgeată, care am dat-o cu in, cu o proprietate specială. Pentru orice altă algebră, există o unică săgeată din mu de f în a, numită generic catamorfism sau fold. Și când spun fold, s-ar putea să vă gândiți la listă. Asta e un fold generalizat. Cu proprietatea că acest fold e și morfism de algebră. Cu alte cuvinte, satisface această ecuație. Asta e definiția unei algebre inițiale. Intuitiv, gândiți-vă la acest catamorfism ca la un construct. A este o algebră sau un program sau un sistem dinamic sau un automat determinist, iar prin aplicarea catamorfismului construiesc ceva. Iar algebra inițială e cel mai mic model pe care pot să-l construiesc având ca informație functorul f. Și un rezultat legat de ceea ce spuneam mai devreme, algebra inițială e un punct fix al functorului. Aoleu, ok. Atunci, cred că o să rămânem la algebre și cu algebrele lepsite pe slide. Din păcate. Ok. Și acum, ca să vedem exemplu și să vă dați seama la ce ne referim. Ne întoarcem la primul functor, acela care în caz că era modelat prin mail. Am spus că o algebră e un sistem dinamic. Ce pot să construiesc eu pornind de la acest dinamic? Sistem dinamic. Păi am o stare inițială. Aplic tranziția, odată. Aplic funcția de tranziție de două ori. Și așa mai departe. Cu alte cuvinte, construiesc o mulțime de stări pe care pot să le definesc generic 0, 1, 2, prima stare, a doua și așa mai departe. Păi, asta seamănă cu mulțimea numerelor naturale. 0 este starea inițială, iar funcția succesor e cea care construiește noi stări. Ce înseamnă un catamorfism?
spus că catamorfismul e unicul morfism de algebre de la algebra inițială în algebra. Algebra inițială e mulțimea numerelor naturale. A e sistemul nostru dinamic. Ce pot să construiesc? Pot să construiesc secvența de stări pe care ați văzut-o mai sus. Iar scrisă formal, diagrama respectivă se citește în acest fel. Catamorfismul aplicat lui 0 mă duce în starea inițială. Catamorfismul aplicat stării următoare, adică succesorului lui N, o să mă ducă în next de catamorfismul lui N. Ori asta nu e altceva decât o definiție inductivă pe numele naturale. O să ziceți nimic nou sub soare. Ok, limbajul teoriei categoriilor e nou, abstractizarea e nouă și să vă arăt și câteva exemple de. Am reluat definiția. Un prim exemplu, adunarea cu un număr natural fixat M. Cum funcționează? Păi, structura de algebră este pe aceeași mulțime a numerelor naturale, cu deosebire că starea inițială nu mai e 0, ci e numărul M, și apoi, incrementând la fiecare pas, obțin funcția de adunare B. Cea de-a doua funcție îmi schimbă natura algebrei. Nu mai e mulțimea numerelor naturale, e mulțimea valorilor boolene, true și false. Ce face funcția? Testează dacă un număr natural e par sau impar, iar definiția recursivă, în stil catamorfism, e cea pe care o vedeți pe data. Bun. Și ca să încheiem, o să considerăm și una și al doilea exemplu de functor, cel pe care l-am văzut mai devreme. Algebrele sunt automate. Ce obțin când iterez construct de la o stare inițială, primesc un input a 0, obțin o nouă stare. Ce rețin? Inputul pe care l-am dat automat. Mai dau un input a 1, trec într-o nouă stare. Ce rețin? Și aici cuvântul magic este lista de inputuri. Și așa mai departe. Cu alte cuvinte, obțin structura de algebra inițială, mulțimea listelor finite de elemente din A, cu cei doi constructori, lista vidă și constructor care adaug, pune cât un element în fața listei. Iar a spune că o funcție cu domeniul listei e catamorfism, înseamnă pur și simplu că poate fi dată printr-o asemenea definiție recursivă. Duce lista vidă în stare inițială și duce o listă construită X și XS în starea următoare. Iar exemplele, o să le punem acum pe toate trei pe tablă, se referă la lungimea listei, funcția care îmi duplică fiecare element din listă și funcția append care concatenează două liste. În fiecare exemplu am o altă mulțime ca suport pentru algebră. În primul caz e mulțimea numerelor întregi sau naturale, în al doilea caz listele însăși, dar cu altă structură de algebră, iar în al treilea caz e mulțimea funcțiilor de la liste la listă.